spus, se poate discuta, pot să spun o zi întreagă, pe proiectele realizate în localitatea Drăgoiești, dar cele mai de actualitate sunt, zic eu, trei care sunt în derulare. O să amintim și de cele care s-au finalizat în anul 2019. Cele trei care sunt în derulare sunt cele cu asfaltarea în localitatea Drăgoiești, intravilanul localității. Probabil în vreo două săptămâni se va face recepția. Trei, dacă ne ajută vremea, mai sunt marcajele, acostamentele și ceva remedieri la ele din cauza intemperiilor căzute în mijlocul anului. Încă un proiect care este în derulare astăzi și are o finalizare sau o durată de construcție de vreo 2 ani de zile este așezământul cultural tip 1, un așezământ cultural finanțat prin Compania Națională de Investiții, un proiect amplu de anvergură, îi spune așezământ cultural tip 1 Mihai Viteazu. Noi încercăm să aducem la cunoștința cetățenilor, oamenilor din România, oamenilor din afara României, viața lui Mihai Viteazu, putem spune cu certitudine din izvoarele care sunt, că Mihai Viteazu este botezat în Biserica Sfinții Treierarhi de la noi din Drăgoiești, dar putem să mergem puțin și mai departe și încercăm să dovedim că ar fi și născut la noi, la Drăgoiești. Pe domeniul turistic vom merge foarte mult prin această clădire impunătoare. Ca să probăm, clădirea include inclusiv un monument al Marelui Domnitor. Ar mai fi încă un proiect în derulare, construcția în terenului multifuncțional, mini terenului de fotbal și nu numai, de lângă școala cu clasele 1-8 și de lângă after school. Probabil și acesta se va finaliza, mai sunt ceva retușuri, cam în 2 luni de zile. Și astea ar fi cele 3 mari proiecte care astăzi se lucrează la ele. Putem să reamintim multe proiecte care s-au derulat în anul 2018-2019. Să aduc aminte de dispensarul comunal care este finalizat și o lucrare făcută după 40 de ani. Că mai zic câteodată, ăsta a fost norocul meu de când sunt primar să intervin pe lucruri pe care nu s-a intervenit niciodată. Gen postul de poliție, gen școala, primăria, asfaltării. Apropo, când am venit în localitatea Drăgoiești, ca și viceprimar și după aceea primar, nu se puteau spune multe lucruri de Drăgoiești. Poate unii cetățeni sau unii răuvoitori spun că mă laud sau laud. Eu spun că sunt lucrurile adevărate. Nu era asfalt aproape deloc, era asfaltat decât în geamăna și priporul DC44 și DC45 însumând undeva la 9 km. Dar noi, între timp, am reușit, nu numai eu ca primar, cu aparatul din interiorul primăriei, să asfaltăm o localitate, intravilanul localității 100%, ceea ce nu este un lucru mărunt, zic eu, pentru că alte localități se confruntă cu probleme la ploi și sunt drumuri neasfaltate, drumuri de pământ. Nu pot să mai aduc aminte că în afară de câteva zeci bune de kilometri de asfalt s-au făcut șanțuri betonate. Chiar și acum lucrăm la șanțuri betonate și pentru colectarea apelor pluviale în distanță, zic eu, de vreo 4 km, ceea ce iarăși nu este puțin. Pentru că eu am un principiu, o chestie a mea, zic, măi, hai să eliminăm cauza, nu efectul. Noi de ce se întâmplă lucrurile astea? Pentru că. Și am făcut lucruri. În anii precedenti, chiar în mandatul precedent, am lucrat la 2 poduri în satul Geamăna și o punte pietonală.
unde oamenii treceau de-a lungul timpului cu copiii pentru școală, cu carul, cu cal, cu nu știu ce. Și zic, dom'le, dar ce se întâmplă? Că se lucraseră două punți pietonale. De ce se întâmplă? Păi, și le lua apa. Eu zic că nu erau puse bine, nu erau poziționate bine și astăzi de, pot să spun că nu s-au mai întâmplat lucruri. Un lucru foarte, foarte bun, zic eu, între localitatea Drăgoiești au fost proiectul ăsta de apă și canalizare. Dacă alte localități se confruntă cu probleme că nu există apă, nu există canalizare, noi ne putem mândri că avem undeva la 70-80% toată localitatea cu apă și canalizare. Iar și prin programul, fiind membri în asociația Adi Apa Vâlcea, avem toată comuna, proiectul făcut, inclusiv pe ulițe și pe străzile actuale și inclusiv branșamente la cetățeni. Sperăm să se apuce și operatorul regional Apavilu să înceapă lucrările. Astăzi noi, sistemul de apă este predat la Adi Apa Vâlcea și este predat de aproape un an jumate și dacă se vă ieta în alte părți că sunt probleme cu sistemul de apă, că li se sparge canalizarea, n-am avut nicio intervenție, n-au avut cel puțin ei nicio intervenție ca să aibă probleme pe sistemul de apă. Cu gazele naturale aveți... Pentru confortul cetățeanului, noi dezvoltăm proiecte și vedeți dumneavoastră dacă infrastructură rutieră ai, apă și canal ai în localitate într-un procent bunicel și urmează să se facă și pe celelalte, ce am zis, domnule? Hai să mergem încă un proiect care se poate accesa gazul. La gaze sunt ceva probleme. Pentru că dacă la apă și canal noi am putut să facem, noi ca și localitatea Drăgoiești, ai luat sursa proprie din pământ, ai apă, ai construit și n-ai mai depins de alți factori și de alte lucruri, cu gazul este o problemă, pentru că depinzi de sursa de aducțiune. Și că cea mai apropiată sursă de acțiune, nu de fapt, cea mai sunt două surse, de la Ionești, din localitatea vecină, sau de la Budești. Și nu poți să zbori pe undeva să aduci gazul. Și ca să rezolvăm acest lucru, cu localitatea vecină Olanu, cu localitatea Galicia și Stoileștiu, dar nu în asociere, de fiecare pe localitatea lui, am început să facem proiectul de gaze. Și eu pot să spun că își va găsi finalizare, că știu cam ciclu că durează un proiect vreo 2 ani de zile. Important că l-am depus pe un FDI-ul ăsta, și, dar este o valoare foarte mare, nu știu de unde se vor aduce atâția bani, dar este un lucru necesar. Și eu zic că se va ajunge și cu gazul, cu cât că cetățeanul cum e la apă și canal, foarte greu s-a urnit și a înțeles că bei o apă bună, nu mai bei din curtea ta, pentru că astăzi nu mai e apa aia pură care era odată, cum eram eu copil și știam că și din... o baltă în subdeal acolo luam, era o apă curată, acum sunt probleme. Probabil așa va fi și gazul până când se va racorda. Dacă vedeți, dumneavoastră, noi suntem, zic eu, o societate mai săracă. Și totul se învârte în jurul banului. De la cetățean până la ultimul proiect. Că omul se gândește de unde bani să dau colo, să dau colo. Că lumina cum este, energia este scumpă. Gunoi este scump, că o să discutăm și de salubrizare. Deși probabil o să se lege, dar important este că am demarat și proiectul de gaze. Că tot vorbesc de salubrizare? Când am venit eu primar, pentru că pe timpul de viceprimar nu cred că s-a discutat vreodată, erau gropi de gunoi și era groază, s-a pus problema să intrăm și noi în rândul lumii, ca să spun, în rândul cetățeanului, care are și el un confort mai bun. Și am astupat toate grupurile de gunoi, le-am readus în circuitul agricol, dar a trebuit să venim în contrapartidă cu un operator. Un operator care astăzi este oarecum singur pe piață și creează probleme groaznice și la Drăgoiești și la orice localitate de județul Vâlcea. Cunoașteți că... Tot mergând prin localități, ați văzut că toți primarii ridică această problemă. Atâta timp cât noi nu avem pe zona Râmnicului
în zona județului Vâlcea, o stație de sortare, o depunie, un depozit de deșeuri menajere, costurile vor fi foarte mari și operatorul va ridica mereu pretenție că s-a plecat de la un cost de contractare 4 lei, să zic azi 12. Cetățeanul simte. Și după aceea cetățeanul zice nu mai vau, nu mai dau, nu mai vreau contract și începe și aruncă piș-picolo. Și chiar acum eu pot să spun că ne confruntăm cu niște situații delicate, că s-a depășit cantitatea de colectare, cum zice operatorul, și trebuie să vii cu niște costuri din primărie, ceea ce contravine legii. Eu zic să mergem mai departe și cu sistemul de colectare, pentru că este mai ordonat, dar trebuie gândită o variantă, că îl înțeleg și pe operator până la urmă și îmi spune, domn primar, păi stați puțin, că eu vă duc gunoiul dumneavoastră de la Drăgăiești la Mediaș. Ceea ce este groaznic, să te duci până în media sau la Târgu Jiu sau foarte mari, că dacă nu s-a bătut apa în Pio cu Roieștiul ăsta de am nebunit, sunt eu de 10, de 12 ani în primărie, și spune stația de la Roiești, acum ne mai batem pompos cu pumnii în piept că am derulat, am dat drumul. Păi haideți, oameni buni, că au trecut 10 ani de zile, haideți să facem ceva, să facem fizic ceva, să vedem că s-a construit ceva pentru treaba asta, să scăpăm, da? Speranța mare ultima, că vedeți, noastră, notasem aici puțin și de drumul județene. Și o să discutăm și de drumurile județene puțin, pentru că sunt probleme. Ca și proiecte de viitor și după aceea probabil o să ajungem și acolo, eu am gândit în perspectivă cu ce mai pot eu să ajut localitatea asta sau să ne ajutăm pe noi ca să facem să nu mai fie probleme. Că astăzi problemele foarte mari, foarte grele sunt alunecările de teren și apa asta pluvială, inundațiile. Vedeți dumneavoastră, dacă noi n-am făcut o strategie sau n-am mai respectat o strategie după timpul lui Ceaușescu, cu ANIF-ul, cu dirijarea apelor, pentru că odată plouă, uitați-vă la atmosfera asta, la vremea asta, plouă astăzi torențial o zeci de tone de apă, după aia nu te mai plouă 7 luni, dacă îmi vine puhoiul ăla de apă, rupe în calea lui și Avem experiențe urâte noi și cu gâra geamăna și cu inundații de case. Am avut probleme, nu acum, spre noroc, nu am avut probleme de inundație de case de când sunt eu primar, dar mai înainte. Păi am avut satul nou inundat total și cu case, a ieșit apa din gârla geamăna. Gârla asta, geamăna, vedeți, apa vine naval mereu și colectează și Stuileștiul și Dăniceiul și tot versantul de la... Și aici merge în emisar, merge în Olt și atunci se adună toate, noi colectăm toate gunoaiele după vârful dealurilor, le aducem la noi aici, la Drăgăiești. Și am făcut un demers acum să identificăm noi tot ce înseamnă canal, tot ce înseamnă torent, pentru a veni că facem situații pe prefectură, să spun, pe situații de urgență, depunem documente, dar e a patra oară în care depun și alunecare, depun documentație, mi se spune, trece în Consiliu, deci la Consiliul Județean și la Guvernul României nu se alocă niciun leu și este a patra oară când nu alocă niciun leu Drăgăieștiului în decurs de 7-8 ani, ceea ce este groază și spui semne de întrebare, păi stai mă puțină și într-o localitate dai și podețe, dai și alunecări de teren, dai și betonat, dai... Bravo lor primarii și-au făcut hârtiile și-au făcut, dar să spui într-o locatele X am dus 4 milioane de euro pe nu știu ce alunecări și păi stai mă puțină în parte, cât de cât mai ajută-le pe toate, că peste tot sunt probleme. Am alunecare acolo în satul Buncane, am mai remediat eu, și îmi spune că poți să te adresezi și să iei, nu știu, să te împrumut și păi stați puțin, mă împrumut și dacă eu bugetul meu e cum îl acopăr împrumutul ăsta. Și am zis că poate reușim noi prin fonduri europene, că avem experiența fondurilor europene. Eu am două proiecte prin fonduri europene, apă, canal, asfalt de vreo 2 milioane și ceva de euro și să reușim să accesăm banii pentru canal, colectare, torenți și așa mai departe. Pentru că rămâi dezamăgit câteodată. Faci eforturi, faci, azi lucrezi, remediezi cât de cât și peste
cu 2 ani de zile sau peste un an, ți se întâmplă același lucru și îl aduce la starea inițială. Sunt multe de spus, eu zic că la Drăguiești s-a lucrat, zic, ordonat, s-a lucrat bine, n-am lucrat haotic, bine și în funcție de sursa de finanțare, pentru că, nu știu, puneți doar dumneavoastră interviuri, să fie vreun primar așa de fericit și să spună că am bani și să spună că n-am probleme și să-mi spună că eu am dat banii la handicapați, eu am dat banii la indemnizații, eu am făcut și investiții, eu am dat și salarii, am dat și vouchere, am dat... Pentru că înseamnă că omul ăla are un sac fără fund și... Nu știu eu. Dar nu există. Și nu știu eu. Pentru că ne confruntăm... Eu zic că peste proiecte aș putea să vorbesc foarte multe, că sunt din memorie, așa, dacă îmi făceam o notiță, dacă știam că veniți și... Dar sunt proiecte multe. Ieșiți în teritoriu și discutați cu cetățenii și să vă convingeți că sunt lucruri făcute sau faceți noastră un reportaj fără mine la fața locului. Sunt lucruri bine făcute, de la infrastructură până la, zic eu, la clădire edilitare. Ideea este că noi mergem mai departe și o să lucrăm. Ne confruntăm cu problema asta, cu lipsa de finanțare, pentru că după bugetul ăsta care s-a dat la OAT-uri, eu zic că a fost o gândire tendențioasă. N-a venit în folosul nostru al OAT-urilor sub nicio formă, pentru că în momentul în care spune te povărează să dai tu banii la handicapați și la indemnizații și tu n-ai sursă de finanțare, cetățeanul greu înțelege că tu trebuie să primești banii aia de acolo. El era învățat că vine și ia banii de la localitatea Drăguiești, de la primăria Drăguiești și își face treaba cu ei. Eu astăzi ne avem bani, nu i-am dat de 5 luni, suntem pe a 6-a, și vine domnul primar, da, ține domnule banii. Păi stați, mă, oameni buni, de unde să vă dau eu dacă nu am? Pentru că și informarea asta este greoaie la cetățeanul mediu rural și nu știe că tu te confrunți cu... Și nu știe că tu din bugetul local nu poți să plătești ceva ce nu ai și contravine legii. Și în situația asta am făcut situație. Am dat machetă, că ne trebuie atâția bani, cât trebuie. Aveți multe dosare? Sunt, tocmai asta vreau să spun, ne învârtim undeva la 60 de dosare de indemnizații de handicapați și cu contracte de muncă nu am foarte multe, 10, ne-am limitat, pentru că ne-am știut că o să se ajungă aici de-a lungul timpului, că putea să fie, asta era o treabă electorală, știți cum e, dai omului și e sigur, păi eu n-am mers pe linia asta, am încercat să le spun oamenilor, că dacă vă spun, noi la ajutorul social nu avem decât 3 sau 4 persoane, mai dețin, și alea cu oare foarte puține, pentru că sau, domnule, la muncă, dacă nu poți, eu n-am, nu încurajez nemuncă, așa au înțeles oamenii, și aproape că mă felicită și încet, domn primar, mai vine, că uite, am plecat la muncă, am salariul mai bunicel, m-am învățat. Dar sunt într-adevăr foarte multe din punctul meu de vedere la o localitate săracă. Nu comentez, pentru că nu am pregătirea necesară acordarea acestor indemnizații, dar să știți că sunt foarte, foarte multe care contravin legii. Citesc și prin dosarele astea care vin, noi nu ne putem opune la niciun fel de acordare de indemnizație, zice să-i faci anchetă socială, noi scrim pe bune tot ce este. Păi dacă îmi spune nevăzător și eu îl văd cu bicicleta, hai să fim serioși. Adică și nu e numai cazul meu aici în Drăguiești și am câteva cazuri, dar în general așa sau spune că sunt bolnav și eu îl văd 7 ore la crâjmă și... Bine, nu pot să generalizez că sunt și oameni bolnavi care chiar, dar s-au încurajat foarte mult de muncă. Cam astea sunt lucrurile. Investitori noi aveți în comună? Păi n-am decât 2, dar prin intrarea în reabilitare a domnului județean sperăm să vină. Sperăm să vină investitori, sperăm să vină turiști pentru că avem ce le arăta, avem muzee
istorice prin bisericile respective. Avem la Câmpul Mare, la județul Olt, mănăstire frumoasă, adică intrasem odată într-o relație de colaborare cu preotul Ciucă de la Buciumeni și tot ce veneau la mănăstire acolo, fiind de aici, de la noi, omul locului, îi mai aducea și pe la noi. Și la un moment dat oamenii au început să renunțe, pentru că vii și mergi, pentru că ați venit pe drumul ăsta, da. Cred că v-a satisfăcut total și au renunțat. Și acum, dacă noi în Drăguiești avem infrastructura noastră 100% făcută, să sperăm că o să înceapă și drumul județean efectiv, fizic, să sperăm că așa, pe hârtince, foarte multe lucruri și nu prea se întâmplă la fața locului, și să reabiliteze drumul. Și atunci nu poate să-mi zică un investitor, zice, băi, nu-ți vin la tine, că mai am și o prieteni în mediul de afaceri. Și mi-a zis, băi, veniți, mă, uite, moare, spre exemplu, transformați-o în ceva. Lucruri din astea care sunt după timpul lui Ceaușescu și care sunt în paragină, pentru că e o chestie urâtă și prost gândită. Nimeni nu-ți dă voie să cheltui banii din bugetul local decât într-un plan de afaceri, cum și școlile, de altfel. Am două școli care stau să pice și nu am buget pentru ele. Școala din centru de la Drăguiești, că chiar oamenii îmi zic, domne, și în care am învățat și eu zic, să alege praful, ce să fac, oameni buni? Mi-e rușine de noastră, mi-e rușine de mine că nu pot să intervin. Școala de la Geamna deja cade de tot. Așa și cu ăstea, nu poți să investești în ele decât în un bun privat. Și atunci sperăm să vină. Spre norocul nostru avem un spital pe raza localității Drăguiești și un azil privat. Spitalul, chiar dacă nu este sub tutela noastră sau la Consiliul Local și la Consiliul Județean, măcar mai beneficiem de ceva bani din cotele alea care ne revin. Da. Să fim optimiști și să nu dezamăm. Că tot vorbeați despre școli, doar pe acelea le aveți cu probleme? Păi astăzi noi ne felicităm că avem un, eu zic, campus acum, că adunând tot ce înseamnă elevi în zona centrală aici, la școala cu clasele 1-8, unde e o școală, eu zic, foarte frumoasă, că de asta mi-aduc aminte și să vă arăt fotografii cum arătau înainte și cum sunt astăzi, cu confort, cu totul, toalete interioare, birotică și toate cele. After School, care este lângă școală, grădinița, astăzi îmi funcționează în After School și grădinițele, că le-am mutat din școlile alea care sunt în paragine, i-am adus aici. Eu zic că fiind, cum să vă spun, numărul de elevi a scăzut peste tot. Și noi nu ne putem lăuda cu lucrul ăsta și mai a scăzut dramatic chiar. Și din școlile care le aveam funcționale, erau 4 pe raza localității, acum mai funcționează decât asta cu clasele 1-8. Și în astea s-a investit mult mai bine și mult mai eficient. Da, avem și noi în satul Buciumeni o școală bine lucrată, dar care nu mai are copii. Și se degradează pe zi ce trece. Finanțarea de la statul român și de la inspectorat pe școli este derizorie. Păi să funcționeze o școală din localitatea Drăguiești cu 56.000 de lei, în afară de salarii, de să faci, nu le ajunge nici de lemne, noroc că mai băgăm, nu le ajunge nici de energie, nu le ajunge, deci ca să mai zugrăvești, să mai investești, deci e o gândire groaznică, nu știu. Sunt subfinanțate astăzi, inclusiv OAT-urile. Să aude că sunt bani în teritoriu, că sunt... Am făcut rectificarea acum 2 luni, nu? Cam 2 luni. Cam așa. Cam 2 luni. Știți cât am făcut eu ședință de Consiliu Local ca să rectific? 11.000 de lei. Ce facem cu 11.000 de lei? Haide să fim serioși. Este rușine. Să nu mai amintesc că anul trecut, în 2018, localitatea Drăguiești a primit rectificare 4.000 de lei. În condițiile în care am intrat deficit cu deficit, pe localitatea mea undeva la 4 miliarde. Lucrări deci executate la dispensar, neplătite nici astăzi. Adică te bazezi și tu pe niște lucruri, că știi că primești, adică nu e ceva iluzoriu să spui că îți faci un management la începutul anului. Și acum ne-am făcut o la fel, că primim nu știu cât, atât. Păi și suntem la jumătate. Sursa de finanțare a venit decât pe o perioadă de 6 luni. De aici încolo
Deci trecură 2 luni și intrăm și ne adâncim în datorii, ne adâncim în norocul nostru că mai știm și le mai rostogolim și mai avem contact. Terapeutul la un moment dat nici pentru un pic, n-am avut bani sau... Da, a dat posibilitatea să mărim salarii. Sunt un caz fericit că nu le-am mărit. Am discutat cu toți colegii, am mărit într-un mod decent, că, dar banii aia tot din investiții am luat pentru salarii, să recunoaștem. N-am luat că am avut capitol bugetar sau nu avem un buget foarte... Bugetul Drăgoșului știți cât este? Este undeva în jur până în 4 miliarde lei vechi. Păi și numai pentru funcționare și masă și salarială îți trebuie peste 10 miliarde. Ce faci atunci? Investitori nu sunt. Norocul că totuși cetățeanul lucrează și nu este atâta... Eliminăm partea aia care am vorbit-o cu handicapatul, cu asistatul social... Și nu cere foarte mult, dar nu, e greu. Acum nu zic eu că am avut și eu momentele mele, să zic, renunț. Chiar, ne vedeți, sunt proiecte în derulare și pentru că nu mai sunt anii care erau. N-am prins nicio anii aia bun când ziceau că sunt sași cu bani pe timpul Tăriceanu, dau un exemplu, ziceau, aolo, cine a prins atunci a finanțat, într-adevăr, s-au finanțat lucruri multe, dar și... ineficiente, că s-au făcut de toate. Acum să sperăm că va fi bine. Speranța moare ultima. Sperăm că vor veni vremuri mai bune. Mulțumim și vă dorim spor la treabă. Și eu vă mulțumesc și probabil o să vă invit la finalizarea drumurilor locale, unde să facem un perelinaj, așa cum am mai făcut odată, și să arătăm la cetățenii noștri și nu numai ce frumos este Drăgoviștiu, să-i invităm să ne viziteze.